toate, care spune în Romani, nu vezi tu ce să vedem, Doamne? Nu vezi tu, omule, oricine ai fi, că bunătatea lui Dumnezeu te deamnă la pocăință. Doamne, binecuvântă surorile și frații. Dă-ne o inimă bună, Doamne, să facă prezența Ta. Și vrem să spunem și noi, ca ucenicii, două lucruri. Mărește-ne credința. Amen. Și învață-ne să ne rugăm după voia Ta. Glorie Lui! Roman, capitolul 5, cu versetul 2, cuvântul lui Dumnezeu spune: Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Oricine ai fi în locul acesta, dragul meu, cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne spună ziua de astăzi: ești dator lui Dumnezeu. Aleluia! Că ai intrat în această stare de har. Glorie. Și așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Căci prin har sunteți mântuiți. Aleluia! Și aceasta nu vine de la voi. Nu. Și acesta este darul lui Dumnezeu. În dimineața aceasta îmi spune cuvântul lui Dumnezeu mie ceva. Îmi spune că sunt dator să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Vrei în această dimineață să faci ca o femeie din Scriptură? Și aș vrea să o duc pe femeia aceasta înaintea noastră. Se găsește în Luca, capitolul 7, cu versetul 36. Este vorba și acolo un subtitlu scrie: femeia păcătoasă. Când ai păcate, conștiința ta, mintea ta este încărcată, nu mai ai liniște. Orice ai face, orice ai încerca să te îmbucuri în inima ta, nu mai ai liniște. Femeia aceasta păcătoasă afla ceva din cetate, că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este invitat în casa lui Simon. Era un om de bază, era fariseu. Și l-a invitat pe Domnul Iisus și a spus: Iisuse, vreau să-ți dau să mănânci în casă la mine. Aleluia. Și Domnul Iisus nu a refuzat nici pe farisei. Și a spus: bine, Simone, mă duc în casa ta. Și Domnul Iisus se găsea în casa unui fariseu. Dar femeia aceasta păcătoasă, când a aflat că este Iisus în casa lui Simon, știți că din Scriptură o femeie păcătoasă n-avea ce să caute în casa unui om, ci mai ales fariseu. Dar femeia aceasta n-a interesat-o de Simon, fariseul. N-a interesat-o de nimeni, pentru că avea o problemă, frați și frate. Și problema ei a știut că nu poate rezolva nimeni decât Hristos Iisus. De la El ne vine ajutorul. El vine în ajutorul tău și în ajutorul meu. Femeia aceasta, spune Scriptura, că s-a dus în casa lui Simon. În ciuda legii. N-a interesat-o dacă o va lua Simon și o va scoate afară. I-a încercat să se apropie de Iisus. Vrei și tu să te apropii de Iisus în această dimineață? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că femeia aceasta a luat cel mai de preț lucru care l-avea. Avea un vas de albastru cu mir minositor. Era o avere în vremea aceea să ai un așa fel de parfum. Și s-a dus, a intrat în casa lui Simon, să vedem prin credință acest episod. Și s-a așezat la picioarele lui Iisus. Nici măcar n-a spus ceva. Dacă îi dă Simon voie, că știa că voie Simon. Dacă era după Simon și dacă nu era Iisus acolo, era scoasă afară. Dar pe ea n-a interesat-o pe Simon. Pe ea a interesat-o Iisus. S-a dus pe dinapoi, s-a plecat la picioarele lui Iisus Hristos și a plâns păcatele, a găsit liniște, bucurie și a vărsat multe lacrimi pe picioarele lui Iisus, ne spune Scriptura. Părul ei lung l-a luat și i-a șters picioarele și după ce i-a șters picioarele de lacrimile ei, i-a uns picioarele cu mir și spune Scriptura, nu se lupta mult. O, ce scenă binecuvântată era acolo. În sfârșit, femeia aceasta și-a mărturisit păcatele fără cuvinte, prin faptele ei, prin dovezile, plângea mult. O, ce bucurie era în inima ei. Dacă ai probleme, dacă n-ai pace și liniște, Iisus Hristos a spus așa: mă dau pacea mea. O pace pe care nimeni nu poate să o dea. Numai Hristos poate să dea pacea. Glorie Lui. Doamne, lasă pacea Ta peste noi. Amin. Și de o
Uitați-l, vedem pe Simon Fariseul care judecă pe Hristos la nivelul minții. Doamne, păzește-ne să nu judecăm. Să nu judecăm în ziua de astăzi pe nimeni. Și așa după cum a spus cuvântul lui Dumnezeu, să ne iubim unii pe alții. Simon, odată, se uită la Hristos, vede pe femeie la picioarele Domnului Iisus care își plângea păcatele și începe să-L judece pe Iisus și spune: dacă ai fi tu un proroc, așa după cum spui, ai ști ce fel de femeie este femeia care stă la picioarele tale și plânge. Este o femeie păcătoasă. Și Hristos, în ziua de astăzi, vreau să spun ceva, îți cunoaște gândul, îți cunoaște păcatele, îți cunoaște problemele, îți cunoaște durerile, îți cunoaște ce fel de pocăit ești. Și Domnul Iisus nu-L condamnă, dar atât de înțelept este Iisus, îi spune ceva: Simone, eu nu spun că mă judeci, dar vreau să spun ceva, să te fac să înțelegi dragostea mea. Spune, Doamne, vreau să spun ceva, spune, învățătorule. Un căpătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de lei, celălalt cu 50 de lei. Dar oamenii aceștia n-au putut să plătească datoria, n-au putut să plătească și stăpânul acela, în bunătatea lui, s-a socotit să ierte pe amândoi. Acum, Simone, vreau să-mi spui tu ceva. Care crezi tu, din cei doi, că îl va iubi mai mult pe stăpânul care i-a iertat pe amândoi? Omul acesta, Simon Fariseu, a spus: păi eu s-o potez după mine că dator să-l iubească mai mult pe stăpân este cel cu 500 de lei, care avea datorie mai mare. Și spune Simon, și spune Hristos la Simon: bine judeca, Simon. Am intrat în casa ta și voi, farisei, evrei, aveți un obicei: când intră cineva în casa ta, casa voastră, să-i spălați picioarele. Tu nu mi-ai spălat picioarele, nu te-am judecat. M-ai invitat să mănânc și am mâncat la masa ta. Dar uite, femeia aceasta păcătoasă a intrat în casa ta și nu mi-a spălat picioarele cu apă. Mi-a spălat picioarele cu lacrimile. Tu nu mi-ai dat o sărutare, Simone, că am intrat în casa ta, dar femeia aceasta mi-a sărutat picioarele mult. Le-am uns cu mir mirositor, un lucru foarte valoros. De aceea spun ție, Simone, să știi ceva. Cine are păcate mari, iubește mult. Pentru că cui se iartă mult, iubește mult. Cui se iartă puțin, iubește puțin. De aceea spun ție, femeie, spus Iisus: păcatele tale multe sunt iertate. Slăviți să fie Domnul! Vreau să spun în dimineața aceasta ceva. Nu știu ce fel de păcătos ai fost, dar vreau să spun că eu și tu ai o datorie în fața lui Dumnezeu. Ai o datorie să-i mulțumești. Ai o datorie să nu uiți ce a făcut Hristos pentru tine. Ai o datorie să te pocăiești în fiecare zi. Pocăința nu înseamnă numai să te recunoști, să te căiești și să zici: da, Doamne, am greșit. Pocăința înseamnă schimbare, transformare, o relație cu Dumnezeu după ce ești în adunare, în fiecare clipă din viața ta. Și zic: Doamne, ajută-ne să ne pocăim. În curând vine Hristos. Și ce spune Scriptura? Cerul acesta va trece cu trosnet. Trupurile cerești se vor topi de marea căldură și pământul acesta cu tot ce vrea va arde. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbim venirea Domnului.